mai dus tată un an și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. S-a mai dus tată un an și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. Tată, azi de ziua ta ți-am adus în dar lucruri multe și mărunte, dar sunt în zadar. Domnule meu, ți-aș fi dat, dar nu se poate. Acum sigur venim din partea doamnei aceleia. Anii mai mulți și să... Mă, dai de gol! Ne-am văzut la petrecere, am înțeles că e pe petrecere. Ne-ați venit? Bine v-am găsit! Domnul Ionel, astăzi o ținem din surpriză în surpriză. Să mă dea dumneavoastră ocazie să veniți până mâine dimineața. Lăs că e bine! E acum chiar că s-a nimerit de la doamna aia de vă spuse eu de doamna dimineață. Da. Ce să mai ei dăm numele sau o supărăm pe tanti? Ține-se că să mă ținem. Dacă se supără tanti, este fără la portă. Vecina de la 3. Mai am încă 3? Nu, 3 aici. Nu, de la 5. De la 5, mă scuzați. Am avut de la 2 băieți. Acum este asta fata mea mică. Mai am fata de la Calafat și mai am pe Gabie, pe Amare, care n-am mie. Păi și bun. Să venim din partea fiicei? De, este alături de dumneavoastră? Nu cred. Nu? Nu cred că ei sunt aici. Cred că de la fata de la Calafat. De la fata de la Calafat? Da, de la Maria. De la Maria. Așa bănuie, acum nu știu, Dumnezeu știe. Nu cred, doamna, de-am vorbit cu ea, avea număr de străinătate. De străinătate? Da, și ne-a spus că vă iubește mult. Păi și, din Anglia. Și eu o iubesc mult. Bun, păi și numele ei? Să fie Gabi, nu cred. Dar cred că e Maria de la Calafat. Așa zic eu acum, Dumnezeu știe. Bun, păi da, avem ceva de... fapt și de drept, aceasta trebuia să fie prima surpriză pentru dumneavoastră. De aici... de aici au plecat tot șirul de surprize. Dar de aceea de la Gabi, da. De la Florin. Da. Să fie sănătos, Dumnezeu să-i ajute. Și dragul nostru tată, azi de ziua ta venim și noi cu o mică atenție. Va. În primul rând îți dorim din suflet un călduros la mulți ani și toată sănătatea din lume să ne fie alături încă 100 de ani, tăticul meu bun și drag. Te iubim mult și fie ca Domnul să te țină sănătos. De acum încolo, mulți, mulți ani. Cu toată dragostea și tot respectul din partea fiicei tale Maria și ginerile Leonard de la Calafat. L-am spus eu că e de la ei. Bun, păi și doamna aceea, ce facem cu ea? Îți doresc un sincer la mulți ani. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru răbdarea care ai avut-o cu mine. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață, m-ai crescut. Nu știu cum să te răsplătesc. O să sunt datoare ca orice copil toată viața mea să fiu alături. Te iubesc. Și la doar atât? Perfect. Bun, Art, spune-i. La mulți ani, multă sănătate, să stea lângă noi și să fie puternic. Spune-i în lui, nu spune mie. Acum. Bun, îmbrățișare și pupicu, așa. Perfect! Spune-mi ceva! Hai, bun, haideți, încă o dată, păi da, 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 da. Să se pupe, bun. Și să hai cu pupicii. Ia-te, ca răul nostru. Vine și Maria. Ca
cadou, să fii luminat. Cadou. Hai cu pupicii, haideți! Să nu fiu acasă de ziua ta. Asta e Maria de la Calafat. Dar n-avem voie cu lacul. Fără! Și să stau departe nu putea. S-ar fi luminat. Bun, domnul tati, păi stabilirăm ceva, suntem bărbați la 39 de ani. Păi, cum? Fără plâns. Bun, mă mai las. Măcar cățăluș cu părul creț. Și domnul Ginere trebuie să învețe, băi. Bun! Treci și tu cealaltă fetiță acolo. Ani mai mulți și sănătate să trăiești mereu. N-avem voie cu plâns, păi da... Sănătate la toți, la toți copiii mei, la toți nepoții mei și la strănepoții mei, să fie sănătoși pe unde sunt plecați și unde să vă duce, să Dumnezeu să fie cu ei și să-i ajute. Și tu la fel să fii lângă noi. Să ne dea Dumnezeu numai sănătate și numai bucurii și numai bine să aibă viață. Sănătate, să avem toți. Să ne susțin continuare. Ce să-i spun? Nu știu, mă bucur de el că e lângă noi. Spune-i lui, nu spune mie. Mă bucur că este lângă noi. În primul și în primul rând, mă bucur cel mai mult și sunt foarte fericită că sunt fata ta. Și că ai făcut omul ăsta din mine. M-ai educat așa cum ai știut tu. Din cauza ta sunt un om respectos. Pe unde trec și pe unde am fost, am lăsat loc de bună ziua. Sunt o fată respectoasă cu toată lumea. Am cei 7 ani de acasă și îți mulțumesc ție, datorită ție. Mă apreciază toată lumea pe oriunde mă duc, din cauza creșterii pe care mi-ai acordat-o. Bun, pupicu. Mulțumesc mult. Așa, bun. Te iubim lângă noi mulți și foarte mulți ani de acum încolo. Bun. Uită-te la el și spune lui. Să fii lângă noi și să ne dai indicații cum ai dat până acum și îți dorim multă sănătate și fericire. Să fii lângă noi de acum încolo cu 100 de ani. Bun, pupicu și îmbrățișarea, așa. Bun. Bun, bravo. Mulți să trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască.
Bravo! Domnul Ionel, și cum vă simțiți la 39 împliniți azi? Ce să mai zic, văd cum să-i vine să zbor. Stai! Bun, este chiar minunat. Vine să zbor, vă zic copiii lângă mine, îmi pare rău că nu mai am pe băieții doi și cu fata care e plecată în Anglia. Să fie sănătoși acolo. Dumnezeu să-i ajute și lor și vouă la toți, la copiii voștri, la nepoții voștri. Să dați și multă sănătate, fericire. De acum acolo. Domnule, și tot legată de tanti. Păi e dragostea atât de mare. Nu e ea și bătatea mea. Bun. Bun. Bart. Haideți. Hai zi. Tu trebuie să spui. Hai spuneți-ne și lor ceva frumos. Vă să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu sănătate la familia voastră, la copiii voștri, la nepoții voștri. Încă 100 de ani de acum înainte să aveți numai fericire și numai bucurii. Și fără necazuri. Și mai trebuie să fiu lângă noi. Și lui Denis, da? De la păcă, da, de la păcă, de la păcă, de la păcă. L-a mai dus tată un an și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu Tată, astăzi ziua ta ți-am adus în dar lucruri multe și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate ce l-aș fi vrut eu. Ani mai mulți și sănătate să trăiești mereu. Soarta iarăși tu vei deschide poarta. Și la anul orice-ar fi, eu de ziua ta iar voi veni. Și dacă ne ajută soarta, iarăși tu vei deschide poarta. Tată, astăzi ziua ta ți-am adus în dar lucruri multe și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate ce l-aș fi vrut eu. Ani mai mulți și sănătate să trăiești.